Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi Aura Stoienescu vă propune o temă foarte interesantă și controversată în același timp la emisiunea Viața Gorjului, invitatul meu fiind profesorul Filimon Văduva, profesor de istorie și acum după pensionare, domnule profesor, nu vă lăsați de istorie. Nu. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii și televiziunii În Sat. Și mulțumim pentru că ne-au primit în casele dumnealor în această seară. Da, tema noastră este controverse despre primul război mondial și aș vrea să discutăm în primul rând, pentru că se împlinesc 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial și spuneați dumneavoastră, ne aflăm între atentat și izbucnire în momentul de față, pentru că pe 28 iunie a avut loc atentatul, pe 28 iulie a izbucnit primul război mondial. Dar vreau să discutăm prima dată care au fost cauzele conflictului, deci de la ce s-a aprins scânteia și care a fost poziția României și motivul declarării neutralității. Da, în legătură cu tema aceasta, care este o temă deosebit de amplă și care a suscitat o serie întreagă de studii, de specialiști din diverse state europene și nu numai, primul război mondial consider că a fost sfârșitul unei epoci și începutul unei alte epoci care, în mod paradoxal, se întinde, efectele ei se întind până în zilele noastre. De altfel, unii dintre istoricii europeni consideră că momentul 1914 este în continuarea momentului 1939-45 și a războiului rece care a urmat după aceea. Vorbind despre cauzele acestui conflict mondial care a cuprins într-un fel sau altul aproape toate statele lumii, trebuie să menționăm că studiile de specialitate ale unor istorici de prestigiu arată că acest război a fost provocat de o multitudine de cauze. Nu putem vorbi numai despre atentatul în sine, nu putem vorbi numai despre politica marilor puteri, ci există o întreagă suită de cauze, de factori care au generat acest conflict la scară planetară. În primul și în primul rând, trebuie să menționăm că la începutul secolului 20, omenirea se găsea într-o gravă criză politică datorată tensiunilor internaționale care se acumulaseră și care așteptau doar un moment detonator, un factor detonator care să producă efectul în serie sau ca la explozia nucleară, explozia în lanț. Care sau picătura a fost, care umple paharul de la fizică. Paharul. Exact. Acest lucru a fost atentatul de la Sarajevo. Reputatul istoric și om politic american Henry Kissinger, care a fost și secretar de stat american, referindu-se la cauzele primului război mondial, este surprins de faptul că o cauză atât de minoră, cum a fost acest atentat, a produs efecte atât de devastatoare. Numai... Haideți să spunem de ce era o cauză minoră, în ce a constat atentatul, pentru că sigur sunt respectatori care nu rețin exact. Exact. Atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914 a fost picătura care a umplut paharul și a făcut să detoneze butoiul cu pulbere al Europei. Ce s-a întâmplat atunci? Un tânăr sârb
așa zis patriot, care făcea parte dintr-o organizație care lupta pentru emanciparea teritoriilor aflate sub dominație austro-ungară, l-a asasinat pe principele moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, și pe soția acestuia aflați în vizită la Sarajevo. Acesta a fost momentul culminant, ca să zic așa, iar Austro-Ungaria, care se considera încă un imperiu, a considerat la momentul respectiv că este o gravă injignire adusă imperiului și că Serbia trebuie pedepsită, pentru că acest tânăr sârb, Gavrilo Princip se numea, făcuse parte din, și lucrul s-a dovedit ulterior, făcea parte dintr-o organizație care lupta pentru eliberarea acestor teritorii de sub dominație austro-ungară, a Bosniei mai precis, Bosniei Herțegovina, și organizația avea ramificații la Belgrad, cunoscută sub numele de Mâna Neagră. Așa se numea organizația asta care lupta pentru emanciparea teritoriilor respective. Bine, fapta în sine nu era puțin gravă, dar de aici și până la un conflict mondial... De aici până la un conflict mondial a fost o succesiune întreagă de evenimente nefericite și de evenimente neprevăzute și de decizii nefericite luate de către oamenii politici ai vremii. Și în primul rând, vinovați de această stare de lucruri nu sunt numai Kaiserul german Wilhelm al II-lea, ci și împăratul Franz Josef, care ajunsese la respectabila vârstă de 84 de ani, dar care începuse deja să dea semne de senilitate și care, practic, el n-a mai avut un cuvânt de spus, pentru că politica externă era condusă de un cancelar și de un ministru de externe care erau adepții războiului. Asta a fost toată problema. Și în aceste condiții, pe 23 iulie, deci la 3 săptămâni după atentat, Curtea de la Viena a înaintat un ultimatum guvernului sârb în care, în 10 puncte, în care îi cerea o serie de să le spunem condiții care trebuiau îndeplinite de sârbi, dar condiții unele de-a dreptul inacceptabile. Cu toate că sârbii au acceptat în cea mai mare parte cele 9 puncte, al 10-lea nu l-au acceptat din ultimatum care prevedea ca poliția austriacă să facă control pe teritoriul Serbiei, acest lucru însemna încălcarea gravă a suveranității unui stat, guvernul sârb nu a dat curs acestui ultimatum, ultimul punct, nu l-a acceptat. Și acest lucru, deci guvernul de la Viena le-a dat termen 48 de ore, adică în data de 25 iulie expira ultimatumul, și pe 28 iulie deja Austro-Ungaria mobilizează 8 divizii și declară război Serbiei. A urmat cascada declarațiilor, a urmat cascada, de fapt, a mobilizărilor inițial parțiale și după aceea totale, luate de către marile puteri. Prima care a mobilizat a fost parțial, a fost Rusia, paradoxal, Nicolae al II-lea, care era văr primar cu împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, a făcut acest gest pentru că Rusia ducea o politică panslavistă în acest sens și interesele geopolitice ale Rusiei erau în apărarea sau în favoarea Serbiei, chipurile care fusese atacată de către Austro-Ungaria. A urmat apoi declarațiile de război ale Germaniei adresate Franței și Rusiei și aici a intervenit o greșeală de neiertat din partea conducătorilor germani, a marelui stat major, a mareșalului Moltke, de fapt, care prin adoptarea planului Schlieffen au
încălcat neutralitatea Belgiei cu scopul ca să cuprindă în încercuire Franța și după aceea să o facă să capituleze înainte ca Rusia să poată termina mobilizarea. Se preconiza ca victoria împotriva Franței să se realizeze în 43 de zile și după 49 de zile Franța să capituleze în totalitate. Acestea au fost planurile germane. Între timp, pe 3 august, Marea Britanie declară și ea război Germaniei pentru că fusese încălcată suveranitatea Belgiei. Germanii trecuseră pe teritoriul Belgiei și de aici conflictul capătă proporții europene și apoi mondiale. Ce s-a întâmplat cu România? Că aici este problema cheie, ca să mă exprim așa. Sau de care la... ne privește pe noi, exact, în primul rând. Exact. România, în primele zile de la declanșarea ostilităților, a decis pe 3 august 1914, în cadrul Consiliului de Coroană, să declare neutralitatea, dar o neutralitate armată. Adică ce însemna asta? România să se pregătească pentru eventualitatea intrării în conflict, chiar dacă nu intra în mod efectiv de partea unora sau altora. Ce s-a întâmplat? Și aici revin cu o chestiune care iarăși trebuia să o atingem noi în cadrul discuției despre cauzele războiului. În perioada de după războiul franco-prusac din 1870-71, pe plan european a existat o așa zisă politică de echilibru între marile puteri. Anglia nu dorea ca Franța să dispară de pe hartă și nici Germania să nu se dezvolte ca prea mare putere. Și atunci a existat acest echilibru de forțe. Până în anul 1881, când Germania împreună cu Italia și Austro-Ungaria creează ceea ce s-a numit primul bloc militar, Tripla Alianță sau Puterile Centrale. Ca după aceea, Anglia și Franța și ulterior și Rusia să încheie celălalt bloc militar, e vorba de Antanta sau Tripla Înțelegere. România avea de ales acum între cele două blocuri. Deși, paradoxal, la 1883, România, prin reprezentanții săi politici cei mai autorizați, e vorba de primul ministru și regele Carol I, au semnat în secret un tratat de alianță cu puterile centrale. Cu ce scop? Cu scopul ca să ne apărăm țara de agresiunile Rusiei, pentru că Rusia își dovedise planurile agresioniste încă din 1878, când ne-a anexat sudul Basarabiei. Lucrurile acestea s-au întâmplat atunci, la 1883. Petre Karp, care era un mare om politic și fruntaș conservator, spunea despre această alianță și necesitatea apărării de Rusia. Când sunt brațele rușilor mai periculoase pentru noi românii? Când ne amenință de departe cu ură sau când ne strâng cu dragoste la piept? Istoria a demonstrat că atunci când ne-au strâns cu dragoste la piept, ne-au mai luat câte ceva, dar când ne-au amenințat cu ură, n-au avut ce să ne facă. Ăsta a fost adevărul adevărat. Iar la 1914, în cadrul Consiliului de Coroană despre care am pomenit mai înainte, regele Carol a prezentat tratatul care fusese reînnoit de alte guverne care au urmat după 1883 și a cerut în mod imperativ ca România să-și respecte acest tratat. Dar România nu putea să-și respecte acest tratat pentru că nu Germania fusese sau Austro-Ungaria fusese atacată, ci invers se petrecuseră lucrurile. Ori în cadrul tratatului se prevedea clar că în caz de agresiune asupra uneia din țările membre să sară celelalte în ajutor. Ori acest lucru nu s-a întâmplat și atunci s-au exonerat, cum s-ar zice, conducătorii politici, oamenii politici de atunci și din cei 28
de participanți la acest Consiliu de Coroană, unul singur a votat pentru alianța cu puterile centrale și acesta era Petre Carp, restul au votat împotriva și au votat pentru neutralitate activă și în armarea României, pregătirea ei pentru eventualitatea intrării într-un conflict într-un viitor apropiat, când condițiile erau favorabile statului român. Vreau să vă întreb, au făcut bine, în primul rând că au declarat neutralitatea și apoi că nu au respectat acordul inițial? Da, s-a făcut foarte bine pentru că, în primul rând, am precizat anterior că nu Austro-Ungaria și nici Germania nu fuseseră atacate, ci ele provocaseră atacul. Deci noi nu ne-am încălcat angajamentele față de ei. În al doilea rând, tratatul nu a fost niciodată validat în Parlamentul României. A fost ținut la secret de către regele Carol. Și regele Carol, cum a fost el conducător prusac, a avut tot interesul ca România să treacă de partea puterilor centrale. Ori acest lucru nu s-a întâmplat și atunci de inimă rea Carol I, la două luni după eveniment, în septembrie 1914, a încetat din viață și a urmat la tron Ferdinand, nepotul său, care a fost supranumit ulterior întregitorul. Aceasta a fost, cum s-ar zice, istoria primelor zile de război. Că după cum aceea, s-a desfășurat războiul? După cum aceea, a intrat România în război? După în aceea, ce context? După aceea, războiul s-a desfășurat și aici mai am o precizare de făcut, că simultan cu Consiliul de Coroană de la Sinaia, la guvernul român de la București a sosit o telegramă prin care Italia anunța că își declară și ea neutralitatea. Și acesta a fost picătura care a umplut paharul și toți membrii Consiliului au votat pentru neutralitate ca și italienii. Italienii n-au mai intrat în război decât în anul următor, dar de partea Antantei asta se întâmpla. Acum, cum s-a desfășurat războiul? V-am spus că planurile comandamentelor militare ale puterilor centrale erau ca războiul să fie de scurtă durată, să atace Franța, să o scoată din război și apoi cu toate forțele să se întoarcă împotriva Rusiei, care sperau ei că nu va reuși să se mobilizeze și să poată să facă față asaltului trupelor germane. Aici ar trebui să precizăm că raportul de forțe era aproape egal. Că, de exemplu, puterile centrale dispuneau cam de 240 de divizii, din care vreo 20 și ceva erau divizii de cavalerie, dar bine echipate și bine antrenate, bine motivate, iar Antanta dispunea în jur de 280 de divizii, dar care nu aveau nivelul de pregătire și nici de dotare tehnică cum le avea puterile centrale. Din acest motiv, în primele zile ale războiului din 1914, deci în septembrie și octombrie 1914, victoriile au fost de partea puterilor centrale. De la început, însă, războiul s-a dovedit a fi un război al surprizelor, pentru că, în primul rând, nu s-a adeverit acea prognoză că războiul va fi de scurtă durată, ci a fost de lungă durată. Unul la mână. Doi, Franța nu a putut fi învinsă. Rezistența armatelor franceze pe Marna a dat peste cap planurile germane și s-a trecut de la războiul în mișcare la războiul defensiv, la războiul pozițional. Pe frontul de răsărit, ce s-a întâmplat? Asta era pe frontul de vest. Pe frontul de răsărit, armatele rusești s-au mobilizat rapid și au ajuns în ofensiva lor până în Prusia Orientală, la lacurile mațuriene și acolo abia au putut să fie oprite trupele rusești de către
mareșalul, viitorul mareșal Hindenburg, cel care va deveni și președintele Republicii Germane. Asta se întâmpla pe frontul de răsărit. Pe frontul din Balcan, care era considerat un front secundar, eroica rezistență a trupelor sârbești, care dispuneau la momentul respectiv de circa 11 divizii de infanterie și o divizie de cavalerie, au zădărnicit planurile Austro-Ungariei de a scoate Serbia din război. Și atunci a fost nevoie ca Germania să trimită trupe de pe frontul de vest pentru a înfrânge rezistența sârbilor, care s-a sfârșit abia în anul următor, în 1915, când ei sunt atacați și de către Bulgaria, care intră și ea în război de partea puterilor centrale, și Imperiul Otoman. Acestea au fost principalele fronturi de luptă, frontul de vest, frontul de est și secundar din Balcani. Asta se întâmpla în 1915, cu precizarea că Italia, fără să anunțe guvernul român, va interveni și ea în război de partea Antantei de data asta, a semnat o convenție militară cu Antanta și a intrat în război împotriva puterilor centrale. Asta a fost situația până în 1916. Aici lucrurile se mai complică puțin, pentru că presiunea opiniei publice, presiunea diplomatică la care a fost supus guvernul Brătianu în toată perioada neutralității, și din partea puterilor centrale și din partea Antantei, l-au determinat până la urmă pe Brătianu să semneze la 4 august 1916 convenția politică și militară cu Antanta. Și aceasta sub presiunile făcute de către generalul Joffre și de către generalul Alexeev, care era șeful statului major al armatei ruse, care i-au spus lui Brătianu acest ultimatum: România, acum ori niciodată. Ce însemna asta? Acum intrați în război de partea noastră sau niciodată la sfârșitul războiului să nu revendicați Transilvania sau alte teritorii de la Austro-Ungaria sau de la alte state. De ce a făcut bine România că a intrat în acest război? A făcut bine pentru că era problema... De partea Antantei? De partea Antantei, pentru că era problema desăvârșirii unității naționale. Acum, cu privire la acest aspect, studiile unor istorici, reputați istorici, printre care și profesorul Lucian Boia, într-o lucrare recent apărută privind Primul Război Mondial, Controverse, Paradoxuri și Reinterpretări, arată că intrarea României a fost o împrejurare favorabilă folosită de guvernul Brătianu, s-a folosit la maximum de toate posibilitățile care i s-au oferit României atunci, pentru că până atunci reprezentantul Rusiei, Sazonov, care era ministru de externe rus, dovedise o atitudine extrem de reticentă, de reținută față de cererile românilor, și spunea la un moment dat că aceste cereri sunt de o intransigență casantă. Ori românii nu-și cereau decât drepturile naționale prin acest acord sau convenție și, de asemenea, sprijinul care trebuia să vină din partea Antantei. Convenția care s-a semnat la 4 august, convenția militară, este cea mai interesantă, pentru că convenția politică prevedea dreptul României de a-și desăvârși unitatea națională cu Transilvania, Bucovina și Banatul, dar rămânea în discuție problema Basarabiei, care nu putea fi pus atunci, și ea s-a rezolvat într-un chip fericit la sfârșitul războiului, odată cu destrămarea Imperiului Țarist. Asta a fost. Și atunci, pe plan politic, aliații Antanta
ne-a promis respectarea suveranității, integrității și posibilitatea desăvârșirii unității naționale. Bine, nenorocul nostru a fost că ne aflăm între două imperii. Practic, unii au luat o bucată, trei imperii, sigur că da. Deci, așa unii au luat o bucată, alții au luat o bucată și alții au luat restul, ce a mai rămas. Categoric, așa era. Ne destrămasem de tot, sigur, adică România practic nu mai preexista. Eram, cum s-ar zice, la cheremul lor. Dar, revenind la problema în discuție, anul 1916 era un an decisiv pe frontul de vest. Ce se întâmplase? Pe frontul de vest, aliații erau supuși unui asediu extrem de puternic din partea puterilor centrale pe frontul de la Verdun. Acolo s-au produs cele mai mari bătălii, ca să le spun, din cursul celui primului război mondial. Și germanii presau atât de puternic încât amenințau din zi în zi cu spargerea frontului. Și atunci era nevoie de o diversiune să se creeze frontul ăsta aici, la noi, pentru ca să atragem o parte din forțele germane de pe frontul de vest. Pe frontul de est, ofensiva rusă condusă de Brusilov, generalul Brusilov, a sfârșit în mod lamentabil, tot în 1916, pentru că rușii, cum erau ei de bine organizați, au rămas fără muniții la un moment dat. Și s-au oprit. Asta a fost. Și atunci, problema era ca noi românii să ne sacrificăm pentru ca aliații să poată să aibă, cum s-ar zice, un balon de oxigen. Și le-am oferit acest balon de oxigen. Ei s-au angajat la multe lucruri față de noi, dar nu le-au respectat, cu excepția recunoașterii desăvârșirii unității naționale. În rest, cu nimic. Haideți să vedem care a fost drama României în anul 1916. Păi, în 1916, deci, pe 4 august are loc Consiliul de Coroană și pe 14 august, în noaptea de 14 spre 15 august, se decretează mobilizarea în toate satele de pe cuprinsul României, vechiului regat, cum îi se spunea, au sunat clopotele de primejdie. Toți bărbații apți au fost chemați sub arme atunci. Armata română a fost nevoită să suporte un front de peste 1600 de kilometri, gândiți-vă, pe linia Carpaților, și după aceea frontul din Dobrogea, că trebuia să ne apărăm de trupele germane și bulgare acolo. Și aici au fost niște probleme grave care s-au întâmplat. O să le menționăm imediat. Ei, ce s-a întâmplat? În noaptea de 14 spre 15 august, în dimineața zilei de 15 august, de Sfânta Mărie, când se sărbătorea această sărbătoare creștinească, românii au fost chemați sub arme și atunci a început ofensiva pentru trecerea Carpaților. Atunci s-a născut celebrul cântec Treceți batalioane române Carpații. Și au înaintat pe Valea Jiului, pe Valea Oltului, dinspre Oituz, din partea aceea, și au reușit să elibereze Sibiu, Brașovul, Miercurea Ciuc și s-au oprit la un moment dat pentru că germanii au mobilizat puternice forțe de pe frontul de la Riga. Generalul Ludendorff a avut la dispoziție la un moment dat peste 80.000 de soldați care i-a adus pe frontul acesta neprevăzut de ei în România. Și armata română a fost nevoită să se retragă, s-a retras pe defileu, pe defileele Carpaților, au luptat cu eroism, aici a fost împușcat mortal și generalul Dragalina, care era comandantul armatei I-a, și a urmat apoi drama cu adevărat a României, pentru că România a fost nevoită să cedeze pas cu pas teritoriul său național, aproape două treimi din teritoriul național, a părăsit sudul țării, Bucureștiul a fost predat fără luptă, pentru că nu am mai putut să mai rezistăm, pentru că ne presau din sud trupele germane și bulgare și amenințau cu încercuirea, și atunci
Frontul s-a stabilizat în noiembrie 1916 pe linia Focșani-Nămoloasa-Prut. Asta se întâmpla în iarna anului 1916. Guvernul, Parlamentul și instituțiile României s-au retras la Iași și acolo, în Moldova, în iarna anului 1916, a fost cel mai cumplit moment pentru România, pentru că pe o treime din suprafață și o treime din populație a trebuit să facă față unor dificultăți fără seamăn, a trebuit să facă față foametei, frigului și tifosului. Mai multe victime s-au înregistrat în rândurile populației civile decât în rândurile armatei în iarna lui 1916-17. Și totuși, iarna asta, al anului 1916-17, a fost iarna revirmentului național, când armata română s-a refăcut cu sprijinul misiunii militare franceze condusă de generalul Berthelot și la începutul verii lui 1917 au început marile bătălii din Moldova, care au scos în evidență calitățile excepționale ale soldatului român, care sub deviza "pe aici nu se trece" au făcut din piepturile lor adevărate baraje, și armatele germane, care erau conduse de vestitul mareșal Mackensen, n-au putut să treacă. În frumoasa luncă a Siretului, cum spune Nicolae Iorga, zac grămezi de cadavre germane și românești. Practic a fost un adevărat măcel acolo, dar cu toate acestea, armata română condusă magistral de către generalul Eremia Grigorescu, de către Alexandru Averescu, Constantin Prezan, a reușit să scoată din mintea și din planurile germane ideea de a scoate România din război. N-au reușit acest lucru, s-a întâmplat puțin mai târziu, când România a rămas singură pe frontul de răsărit, pentru că s-a întâmplat în toamna anului 1917 Revoluția Bolșevică din Rusia și frontul rus a căzut în totalitate, România fiind nevoită să lupte, cum s-ar zice, în toate părțile înconjurată, va fi nevoită și ea, după căderea Ucrainei sub Germania, va fi nevoită să încheie și ea pace, după pace separată, după ce Rusia semnase la Brest-Litovsk în martie 1918, semnase tratatul cu Germania. Sfârșea războiul pentru Rusia, Rusia, Imperiul Țarist, se destrăma atunci și dădea posibilitate popoarelor din fostul imperiu să-și aleagă singure soarta pe principiul declarației lui Wilson, care cele 14 puncte prevedeau în final dreptul popoarelor la autodeterminare, adică dreptul de a se conduce singure așa cum doresc ele și să aibă organizarea care o doresc. Ceea ce este și normal, dar aici ajungem la, până la urmă, la cauza războaielor, pentru că popoarele sunt acea unitate de oameni care se află între granițele unei țări. Problema este care sunt granițele țării. De asta ne-am bătut și noi și alții, ca să vedem poporul care este, adică pe unde trece granița unei țări. Principiul, câtă suprafață are o țară. Am înțeles ceea ce doriți dumneavoastră. La tratativele de pace care s-au purtat în ianuarie 1919-1920 de la Paris, s-a pus în discuție problema numerus clausus, adică populația majoritară care este într-un teritoriu, aceea să aibă dreptul de a decide. Și românii fiind majoritari în Transilvania la momentul respectiv, ei au decis prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie, au hotărât unirea cu patria mamă, pentru că
sincer, până atunci existau oscilații între reprezentanții românilor din Transilvania, e vorba de reprezentanții Partidului Național Român și reprezentanții altor organizații care nu doreau ca România să, ca Transilvania să se unească totuși cu România. Ei doreau, de fapt, un fel de autonomie a Transilvaniei în cadrul Imperiului Habsburgic. Ori acest lucru nu s-a mai realizat pentru că în noiembrie 1918 se prăbușește Imperiul Habsburgic, popoarele își cer dreptul la autodeterminare, iar România, iar românii transilvaneni aveau de ales atunci să rămână fie sub jugul Ungariei, fie să se unească cu țara. Între cele două variante au ales unirea cu patria mamă, adică cu România. Pentru, de asta, că, pentru că Ungaria le oferise destule momente de insatisfacție, dacă vreți, momente prin care politica de maghiarizare după 1867 a fost atât de aprig aplicată de către guvernanții maghiari, încât au stârnit, ca să vă spun așa, la modul sincer, o opoziție atât de puternică în rândurile românilor, concretizată în 1892 prin acel memorandum și procesul memorandiștilor care au urmat apoi de la Cluj. În fine, lucrurile sunt mult mai ample, mult mai complicate decât par la prima vedere, și primul război mondial a rezolvat în mod fericit pentru România, pentru România această problemă a făuririi desăvârșirii unității naționale, încât Petre Carp, referindu-se, făcând apel tot la memoria documentelor, spunea așa, că România a avut un noroc fericit că de acum încolo nu mai are nevoie de oameni politici competenți care să o conducă, pentru că a avut noroc cu carul, cum s-ar zice pe românește. N-a fost nevoie de politicieni, a fost nevoie de noroc. Exact, de noroc, ca să se prăbușească imperiile și popoarele respective să-și manifeste dorința de autodeterminare, de unire cu România. Pentru că există întrebarea asta apropo de Transilvania, cine, să parafrazăm, cine a fost mai întâi, ou sau găina? Cine a fost în Transilvania mai întâi, ungurii sau, ungurul sau românul? Pentru că mulți sunt care spun, nu domne, întotdeauna ungurii au fost în Transilvania, iar noastră Transilvania, că noi am fost primii aici. Da. Problema vechimii și continuității românești pe teritoriul Transilvaniei este indiscutabilă și nu se poate pune niciodată în discuție, pentru că stăpânirea romană din Transilvania și după aceea veacurile care au urmat de prezență românească în aceste locuri nu pot fi contestate de către un popor migrator care a venit, rețineți vă rog, în secolul 8 în Ungaria. Ei au venit din stepele Asiei și s-au așezat în, în pusta maghiară și de aici au început expansiunea spre Transilvania și Erdeli, Erdeli, țara de dincolo de păduri, așa înseamnă în limba maghiară, ei așa au numit-o, țara aceasta bogată, ei au întâlnit aici când au venit voievodatele românești ale lui Glad, Gelu, Menumorod, cu care s-au luptat și care, din păcate, au fost nevoiți să se supună ungurilor. Este adevărat că asta ungurii... doar pentru că erau un imperiu nu, erau, erau mult mai bine organizați din punct de vedere militar. Asta și a fost aveau plăcerea adevărat. Să acapareze teritorii. Aveau posibilitatea să acapareze și au acaparat. Și în baza acestor date s-a elaborat în secolul XIX așa numită teoria imigraționistă sau teoria rosleriană, care ne contestă nouă dreptul de stăpânire asupra Transilvaniei. Această teorie a lui Robert Rosler, publicată la 1871, a fost contestată cu argumente științifice, lingvistice,
dacă vreți, numismatice, arheologice, de toate categoriile, de către marii noștri istorici, care i-au combătut pe acești domni care au susținut întâietatea stăpânirii maghiare în Transilvania. Și atunci nu avem ce discuta prea mult pe această temă. Nici nu mai discutăm, mai avem 5 minute de emisiune. O ultimă întrebare aș dori să vă adresez. Cum radiografiați dumneavoastră rezistența în Gorj, armată în Gorj? Pentru că și aici există controverse. Unii spun că noi, târgujienii, de exemplu, am fost mari luptători și în primul război mondial, alții spun că a fost o mică bătăliuță la podul Jiului. Da. Ce e drept, e comemorată, e placă comemorativă acolo. A fost dedicat ansamblul lui Constantin Brâncuș în cinstea bătăliei de la podul Jiului. În cinstea eroilor din primul eroilor, război eroilor, bineînțeles, mondial. Din primul război mondial și a bătăliei de la podul Jiului. Acum, legat de rezistența armată pe teritoriul județului Gorj, că aici este iarăși o problemă care mulți dintre telespectatori și chiar și colegi de-ai mei nu prea au avut, cum s-ar zice, stăruința să se aplece asupra acestor evenimente. Pentru că momentul rezistenței armate în Gorj poate fi clasificat în două etape distincte. În primul rând, în luna octombrie 1916 au loc bătăliile de pe defileul Jiului, unde este rănit, spuneam anterior, și generalul Dragalina, comandantul armatei române. Iar cine a trecut pe defileul Jiului a văzut exact, bustul, a văzut Dragalina, bustul lui Dragalina puțin la Sadu, mai devreme de... dar la Lainici acolo a fost rănit el. Bine că s-a datorat unei imprudențe din partea generalului, care a plecat să facă o inspecție pe front și a fost surprins din flanc de un post de mitralieră german, care a lovit mașina și l-a lovit cu o schijă în picior și de aici a ajuns în spital în București și ulterior a decedat. Așa. Asta se întâmpla în prima etapă. Urmează cele două etape foarte importante în care armata întâia română va lupta pe aliniamentul satelor de sub munte, e vorba de satele acelea dinspre Tetila, Târgu Jiu, după aceea Bârsești, Rasova, Rasovița și Ursați în partea aceasta, este etapa 10-16 octombrie. Aici s-au concentrat, ca să mă exprim așa, grupul de la Jiu, condus de colonelul Dejoianu, format din regimentele 18, 58 și 41 de infanterie, grupul de milițieni de la Dolj, condus de colonelul Atanasie, și grupul Cerna. Aceste forțe reunite au încercat să țină piept năvalei dușmane dinspre defileu care se deversase încoace către Târgu Jiu. Și în 14 octombrie ziua debutează cu un bombardament masiv al grupului de la Jiu, dar și se dau lupte grele la Rasovița și Ursați. Între orele 11:30 și 14 are loc și ciocnirea de la podul Jiului, că n-a fost o luptă practică acolo, a fost o ciocnire. Ce au participat acolo? Ce forțe? Că dacă vorbim de o bătălie, trebuie să vorbim de niște forțe. A participat o companie bavareză din regimentul 58 și o companie de milițieni condusă de capitanul Popilian și de o serie întreagă de câteva femei și 6 cercetași.
aceștia, și câțiva bătrâni, aceștia au fost cei care au încercat să oprească marșul companiei respective către pod. N-au reușit pentru că între timp a sosit o companie din regimentul 58, condusă de Ion Sadoveanu, un gorjan de-al nostru, care i-a alungat pe bavarezi și astfel orașul a fost apărat în ziua de 14 octombrie. Nu spunem, cum zice placa comemorativă acolo, că bătrânii, femeile și copiii au apărat cu piepturile lor. Haideți să fim serioși, demitizăm puțin istoria cu aceste informații. Urmează a doua etapă, între 28 octombrie și 15 noiembrie, când armata română, din armata întâia română condusă de generalul Atanasiu, se va retrage la sud de Târgu Jiu, se poartă lupte grele în zona Cărbuneștiului. Aici intervine și divizia 17 de cavalerie, care reușește să-i scape din încercuire pe soldații români. Se retrag pe 6 noiembrie, este părăsită Filiașul și apoi Craiova. Urmează Bucureștiul în noiembrie 1916 și campania noastră sfârșește atunci. Acum sfârșește și emisiunea noastră, domnule profesor. Da, din păcate. Și, dacă ne-am încălzit foarte bine în timp. Dacă telespectatorii ne vor mai suporta, bineînțeles, putem să continuăm într-o emisiune viitoare despre faptele de arme din vara anului 1917, pacea de la Buftea București și apoi finalul conferințele de pace. Aici lucrurile stau și mai, cum să vă spun, deosebit, pentru că românii și reprezentanții lor la aceste conferințe au trebuit să ducă o adevărată luptă diplomatică pentru recunoașterea drepturilor românilor la masa verde. Iată că am mai avut nevoie de politicieni totuși, da. Și noi exact. Vă mulțumim pentru prezența în studio și putem face un serial despre istoria românilor cu dumneavoastră, după câte văd, mai ales că aveți și o memorie a datelor foarte, foarte bună, ca orice profesor de istorie. Dacă asta a fost meseria, ce să-i vă fac? Felicit, vă mulțumim. Mulțumesc. Pentru prezență și pentru lecția de istorie pe care ne-ați predat-o astăzi la ENSA TV. Da, mulțumesc și eu. La revedere, dragi spectatori!